Faptele Apostolilor, capitolul 2, începând cu versetul 22, din câte am înțeles aici s-a rămas cu studiu. Seara aceasta vreau să deschidă Dumnezeu mintea să înțelegem mai mult din ceea ce înseamnă Evanghelia. Fapte 2, versetul 22. Bărbații israeliți, ascultați cuvintele acestea, pe Iisus din Nazaret, om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră, prin minunile, semnele și lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin El în mijlocul vostru, după cum bine știți, pe omul acesta a dat în mâinile voastre, după sfatul hotărât și după știința mai dinaintea lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege, dar Dumnezeu l-a înviat dezlegându-i legăturile morții pentru că nu era cu putință să fie ținut de ea. Căci David zice despre el, eu aveam totdeauna pe Domnul înaintea mea pentru că El este la dreapta mea ca să nu mă clatin. De aceea mi se bucură inima și mi se veselește limba, chiar și trupul mi se va odihni în nădejde. Căci nu vei lăsa sufletul în locuința morților și nu vei îngădui ca sfântul tău să vadă putrezirea. Mi-ai făcut cunoscut căile vieții și mă vei umple de bucurie cu starea ta de față. Cât despre patriarhul David, să-mi fie găduit fraților să vă spun fără sfială că a murit și a fost îngropat și mormântul lui este în mijlocul nostru până ziua de azi. Fiindcă David era proroc și știa că Dumnezeu îi făgăduise cu jurământ că va ridica pe unul din urmașii săi pe scaunul lui de domnie, despre învierea lui Hristos a prorocit și a vorbit el când a zis că sufletul lui nu va fi lăsat în locuința morților și trupul lui nu va vedea putrezirea. Dumnezeu a înviat pe acest Iisus și noi toți suntem martori ai lui. Și acum odată ce s-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu și a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, a turnat ce vede și a auzit. Căci David nu s-a suit în ceruri. Și el singur zice, Domnul a zis Domnului meu, șez la dreapta mea până ce voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Să știe bine, dar toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi. Amin. Să mă orbesc aici. Hai să-mi plecăm capetele în rugăciune și să închinăm din nou Domnului. Doamne, simt o mare responsabilitate în fața atâtor sufletele ca să proclam cuvântul Tău și Evanghelia Domnului Hristos în locul acesta. Eu nu știu cele mai multe cazuri, în ce fel au venit ei aici și nici ei nu știu poate în ce fel am venit eu. Tu ne cunoști starea și inima la fiecare dintre noi, Tu ne cunoști trecutul la fiecare dintre noi, și poți să faci acest cuvânt al Tău, Evanghelia Domnului Iisus Hristos, care a schimbat milioane și milioane de oameni. Să faci ca în locul acesta, Doamne, în această seară, să aducă eliberare, să aducă vindecare, să aducă plinătatea Duhului Sfânt, să ridice din noroi, să ridice din mizerie. Tu poți, Doamne, să pui toți vrășmașii Tăi sub picioarele Tale din viața noastră în locul acesta. Mă rog, Doamne, ca această împărăție despre care am auzit în locul acesta să fie, Doamne, lărgită, Doamne, în fiecare inimă care este aici, Doamne. Credem că nu suntem la întâmplare aici. Credem că este planul lui Dumnezeu să fim în locul acesta. Credem că ai știu că vom veni aici. Credem că ai pregătit lucrurile mai dinainte. Doamne, Te rugăm, lucrează pentru slava, pentru gloria Ta. Am vrea să ne bucurăm de Hristos, să-L experimentăm pe Hristos, să-L învățăm pe Hristos și să ne bucurăm de sfințenia Lui, de frumusețea Lui, de mântuirea Lui și de întreaga Sa lucrare. Mă rog, Doamne, ca să ne fascinezi cu persoana Domnului Iisus Hristos. Și ce se întâmplă în locul acesta, aici, în momentele care urmează, să rămână pentru toată viața noastră, Doamne, marcant, să rămână o aducere aminte care să ne motiveze, care să ne stimuleze într-o viață trăită împreună cu Tine. În numele lui Iisus Hristos m-a rugat. Amin. Nu cred că este niciun tipar. Numele meu este Andrei Croitoru, cumnatul Florin. Și în seara asta chiar singura mea dorință e să ne uităm în textul acesta și să învățăm, poate să ne reîmprospătăm mintea, poate să ne schimbăm anumite convingeri, poate să cizelăm, să conceptualizăm anumite convingeri legate de Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Cred că importanța acestei sesiuni, acestui mesaj, acestui cuvânt pe care l-am citit este fundamentală, pentru că ăsta este mesajul pe care Dumnezeu ne l-a dat, singurul mesaj pe care Dumnezeu ne l-a dat și prin care Dumnezeu schimbă lumea. Ăsta este singurul mesaj, nu avem altă variantă, nu avem altă filozofie, nu avem altă teorie care Dumnezeu s-o fi lăsat și care să schimbe lumea. Eu când am studiat textul acesta, urmând după evenimentul ăsta al coborârii Duhului Sfânt, al botezului cu Duhul Sfânt, uitându-mă că după mesajul ăsta apostolului Petru s-au pocăit câteva mii de oameni, mi-am pus următoarea întrebare.
De ce astăzi nu mai se întorc oamenii la fel cum s-au întors oamenii atunci? Dacă citiți textul ăsta, nu e chiar așa de complicat ca să nu-l putem înțelege. Ok, dacă avem același mesaj, de ce nu se întorc oamenii la fel de mult, într-o asemenea magnitudine, dar așa de mulți oameni, de ce nu se întorc astăzi? Și eu cred că putem să avem un răspuns pentru întrebarea asta și în seara aceasta. Sau de ce Duhul Sfânt, care s-a coborât la cincizecime, nu mai însoțește astăzi predicarea sau mărturisirea noastră? Sau de ce predicarea noastră, mărturisirea noastră, așa cum o facem noi, simplu, fiecare cum ne pricepem și cu câtă minte ne-a dat Dumnezeu și câte informații avem în mintea noastră, de ce mărturisirea noastră nu duce la rezultatele la care a dus atunci? Imediat după predica aceasta, spune Scriptura, după ce au auzit aceste cuvinte, astea care le-am citit noi, au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli, fraților, ce să facem? Mergeți prin cămine sau prin unde mai mergeți, predicați Evanghelia, veți merge cu Colinda, veți spune din nou Evanghelia oamenilor. N-ar fi foarte frumos ca după fiecare prezentare a Evangheliei să vezi reacții de genul ăsta, oamenii să fie străpunși în inimă, să vezi că oamenii sunt afectați, să spătrunși de mesajul Evangheliei. Și este să te întrebe, nu tot, să tot îi stimulezi să îi întrebi, dom'le, bă, nu crezi că ar trebui să faci ceva în privința lucrurilor pe care ți le-am spus? El singur să te întrebe, dom'le, ce să fac? Ok, dacă au fost reacțiile astea, pot reacțiile astea să fie astăzi? Ar trebui să ne așteptăm la ele? Eu cred că da. Eu cred că da, dacă avem mesajul pe care l-au avut apostolii. Eu cred că dacă avem mesajul pe care l-au avut apostolii și dacă avem puterea pe care au avut-o apostolii, și eu cred că putem avea și mesajul și puterea pe care au avut-o apostolii, putem și suntem justificați să ne așteptăm la aceleași rezultate. La aceleași rezultate. Acum, eu mesajul meu l-am intitulat Evanghelia Gloria Creștinismului. Nu cred că există ceva mai prețios, cum spunea și Beni, pe care Dumnezeu să ne fi dat, decât Evanghelia. Acum, ce este Evanghelia? Dacă Evanghelia poate să schimbe inimi, dacă Evanghelia poate să elibereze, dacă Evanghelia poate să mântui, dacă Evanghelia poate să schimbe Iașul sau România, da, lucrurile astea par așa, puțin poate umflate. A, poate să schimbe Iașul, poate să schimbe România. Eu cred că poate. Eu cred că poate. Dacă poate să facă Evanghelia lucrul ăsta, ce este Evanghelia? Ce este Evanghelia? Oare cărui om din locul ăsta nu i-ar plăcea să se ducă să dea mesajul acesta Evangheliei și să vadă aceleași reacții care au fost acum 2000 de ani. Cui nu ar plăcea lucrul ăsta? Eu cred că tuturor ne-ar plăcea. Ok, ce este Evanghelia? O să am mai multe puncte și o să le pun pe puncte, că așa funcționează mintea mea și poate așa țineți și voi mai bine minte. Vreau să observați un prim aspect fundamental cu privire la Evanghelie. Evanghelia este Dumnezeu. Asta este Evanghelia. Este o carte foarte faină scrisă de John Piper, chiar așa se intitulează, Evanghelia este Dumnezeu. Evanghelia este Dumnezeu. Hai să vă demonstrez. Uitați-vă în textul, dacă aveți Biblie, uitați-vă în textul ăsta. Versetul 22 zice așa. Pe Iisus din Nazaret, om adevărat de Dumnezeu. Primul punct care îl spune din Evanghelie este că Dumnezeu l-a adevărat pe Iisus sau l-a confirmat pe Iisus prin minunile pe care le-a făcut Hristos. Uitați-vă în versetul 23. Pe omul acesta dat în mâinile voastre după sfatul hotărât și după știința mai dinainte a lui Dumnezeu. Totul este despre Dumnezeu. Versetul 24. Dar Dumnezeu l-a înviat. Da, deci Hristos a făcut minuni pe pământ prin puterea lui Dumnezeu. Hristos a fost dat în mâinile oamenilor să fie omorât datorită planului lui Dumnezeu. Versetul 24. Hristos a fost înviat datorită puterii lui Dumnezeu. Și versetul 25 până la versetul 32 vorbește despre învierea lui Hristos, pe care au profețit-o mai înainte. Versetul 33, și acum odată ce s-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu, versetul 33, partea a doua, a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, iar este vorba despre Dumnezeu. Versetul 34, căci David nu s-a suit în cerul, așa. Versetul 35, vorbește Dumnezeu și spune, voi pune pe vrășmașii tăi sub picioarele tale, adică sub picioarele lui Hristos. Versetul 36, se știe bine, dar toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus. Toată Evanghelia de la cap și până la coadă este despre Dumnezeu. Acum, care e importanța acestui fapt, că Evanghelia este despre Dumnezeu? Importanța este legată de faptul că foarte mulți oameni, chiar și atei, astăzi acceptă existența unei persoane care s-a numit Hristos și care a făcut anumite lucruri care au părut minuni. Dar oamenii neagă existența lui Dumnezeu. Agnosticii, ateii refuză să accepte existența lui Dumnezeu. Ei spun, da, Hristos a fost acum 2000 de ani, că sunt o grămadă de documente istorice care atestă că a fost Hristos, dar refuză să accepte existența lui Dumnezeu. Evanghelia începe cu Dumnezeu, nu începe cu Hristos.
Uitați-vă, în tot textul ăsta, apostolul Petru vorbește despre Dumnezeu care a lucrat în Hristos. Dar în toate Dumnezeu a făcut. Dumnezeu a făcut minuni în Hristos, după planul lui Dumnezeu a murit Hristos, Dumnezeu l-a înviat pe Hristos, Dumnezeu l-a înălțat pe Hristos, Dumnezeu i-a dat făgăduința Duhului Sfânt lui Hristos, Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe Hristos. Totul este Dumnezeu, totul începe de la Dumnezeu. Acum, poate mulți dintre voi veniți din familii de pocăiți, cum zice noi, sau din medii evanghelice, din alte biserici. Aș vrea să spun, să fac o comparație între ceea ce văd eu în textul ăsta, că spune Biblia că este Evanghelia, și ceea ce ne se spune de foarte multe ori în bisericile noastre că este Evanghelia. Să fac o comparație. Eu spun așa, Evanghelia este o persoană. Cred că textul ăsta argumentează fără tăgadă, fără dubii, evident pentru toată lumea că Evanghelia este Dumnezeu. Despre asta este vorba în Evanghelie. Eu nu mă predic pe mine, nu-l predic pe ăla cui predic Evanghelia, ci este despre Dumnezeu, nu este despre om. Evanghelia în sine înseamnă veste bună. Cum aș putea eu să predic o veste bună, adică să spun ție să faci ceva, mă vin cu un ziar la tine și spun, domnule, uite, aici scrie ce trebuie să faci tu. Nu, o veste este ceva ce s-a întâmplat deja, asta este Evanghelia. Evanghelia asta înseamnă o veste bună. O veste bună din partea cui, despre ce? O veste bună din partea lui Dumnezeu, despre Dumnezeu, care vrea să facă ceva și care a făcut ceva. În multe din bisericile noastre se spune că Evanghelia este o învățătură. Vreau să vă spun un lucru, Evanghelia nu este o învățătură. Evanghelia nu este o teorie. Evanghelia nu este o doctrină. Credeți că Evanghelia nu este o învățătură? Evanghelia este transmisă printr-o doctrină sau printr-o teorie sau printr-o mărturisire sau printr-o predicare, dar Evanghelia nu este o învățătură. Evanghelia este Dumnezeu. Evanghelia este o persoană, este persoana lui Dumnezeu. Evanghelia nu este un set de reguli. Vezi, când vii în multe biserici evanghelice, când vii, lucrurile care ți le spun oamenii nu spun Evanghelia. În cele mai multe, nu vreau să exagerez, dar poate în cele mai multe biserici nu ți se spune Evanghelia. Îți spune, Doamne, dacă vii la noi, astea sunt regulile pe care trebuie să le accepți. Oamenii nu au nevoie de regulile noastre, noi asta este Evanghelia. Oamenii au nevoie de Evanghelie, nu au nevoie de reguli. În alte biserici, Evanghelia este confundată cu moralitatea. Dacă vii la noi, nu mai ai voie să faci aia, nu mai ai voie să faci aia, ai voie să faci aia, trebuie să te porți așa, trebuie să arăți așa, trebuie să faci... Nu despre asta este în Evanghelie. Uitați-vă, în tot textul ăsta, Petru nu spune, uite, dacă veniți la noi la creștini, în biserica pe care noi am format-o astăzi, când a coborât Duhul Sfânt, uite, cam așa trebuie să vă purtați. Nu găsiți niciun cuvânt de felul ăsta. Găsiți asemenea lucruri în epistole, dar Evanghelia nu este asta. Evanghelia este ceva ce Dumnezeu a făcut. Evanghelia este vorba despre Dumnezeu, nu despre moralitatea pe care noi trebuie să o avem. De ce? Pentru că și un ateu poate să fie moral. Un ateu poate să nu mintă, un ateu poate să fie un om moral, nu vrea să fure, un ateu nu se duce la nevasta altuia. Sunt foarte mulți oameni care nu cred în Dumnezeu și sunt morali. N-ai nevoie de Evanghelie. Dacă spui omule, domnule, acceptă Evanghelia și el te întreabă de ce. Ai să vezi ce băiat bun o să fii după aia. Și el zice, poți fi băiat bun și fără Evanghelia ta. Plimbă ursul. N-are nevoie de Evanghelia ta să fii băiat bun. Că omul ăla vede foarte mulți oameni în jurul tău, vede foarte mulți oameni în jurul tău care sunt băieți buni și sunt fete bune, fără Evanghelie. Ce aduce Evanghelia în plus? Evanghelia nu se reduce la moralitate. Evanghelia nu este ascetism. Eu am crescut într-o astfel de biserică. Nu ai voie să faci aia, 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 nu ai voie să faci aia. Evanghelia e undeva pusă în umbră. Nimeni nu va spune că aia e Evanghelia, dar atât de mult să predică lucrurile astea, nu ai voie să faci, ăsta e ascetism. Dom'le, ești, pe pământul ăsta ești un fel de călugăr care trebuie să trăiești în mijlocul lumii. Asta e diferența dintre noi, nu pocăiți și călugări. Călugării se duc undeva în afară, se izolează de societate, noi nu suntem așa. Noi rămânem în lume, dar trăim ca și ei. N-am voie să fac aia, 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 n-am voie să fac aia. Cumva când am venit la Dumnezeu, tot ceea ce mi se dă, mi se dă o listă lungă de reguli să nu faci. Este adevărat că sunt foarte multe lucruri care Dumnezeu ne le interzice să le facem, dar nu aia este Evanghelia. Aia e ceva ce se întâmplă după aceea. Evanghelia nu este ceea ce facem noi pentru mântuirea noastră. Evanghelia este ceea ce Dumnezeu a făcut pentru mântuirea noastră. Este ceva ce Dumnezeu a făcut pentru mântuirea noastră. Evanghelia nu este o altă filozofie. Și aici este un alt punct foarte important. Când vorbim cu oamenii despre Evanghelie, oamenii se vor gândi, tu ai venit cu altă teorie, așa față în față cu alte teorii pe care le spun oamenii. Evanghelia nu este teorie. Evanghelia este istorie. Auziți ce spun? Evanghelia nu este o filozofie, Evanghelia este istorie. Petru, când spune lucrurile pe care le spune aici, Petru spune niște lucruri pe care oamenii ăștia le puteau verifica. Oamenii ăștia știau, au văzut minunile lui Hristos. Oamenii ăștia știau, l-au văzut pe Hristos răstignit. Oamenii ăștia știau, mulți dintre ei l-au văzut pe Hristos înviat. Ceea ce predică Petru aici este istorie. Este istorie. Evanghelia nu este o tradiție. Baptiștii au vreo 400 de ani, luteranii și reformații au vreo 500, celelalte biserici au peste 1000 și ceva de ani.
Evanghelia nu este o tradiție. Evanghelia transcede tradițiile. Evanghelia este Dumnezeu, persoana lui Dumnezeu. Ce este Evanghelia? În primul rând, Evanghelia este Dumnezeu. Începe cu Dumnezeu, este Dumnezeu. În al doilea rând, Evanghelia prezintă un Dumnezeu revelat în Hristos. Vedeți, se discută foarte mult astăzi. Dom'le, n-am putea așa cumva toți să ne uităm unii la alții, într-o dragoste din asta universală, să spunem, dom'le, și tu crezi în Dumnezeu, și tu crezi în Dumnezeu, și tu crezi în Dumnezeu, tu te chemi musulman, tu te chemi budist, tu te chemi ce vrei tu, dar până la urma urmei, tată, toți ajungem acolo. Nu? Toți îl vrem pe Dumnezeu, toți ne ducem la Dumnezeu. Nu? Știți care este problema? Problema este că Dumnezeu spune, și în toată predica aceasta Petru arată că Dumnezeu s-a revelat în persoana lui Iisus Hristos. Tot ceea ce se spune în textul acesta este adevărat, Evanghelia este Dumnezeu, dar este Dumnezeu care a lucrat, care s-a revelat în persoana Domnului Iisus Hristos. Tot ceea ce Dumnezeu a făcut în Evanghelie, a făcut prin Domnul Iisus Hristos. Și vorbește despre întruparea și lucrarea lui Hristos, vorbește despre moartea lui Hristos, vorbește despre învierea lui Hristos, vorbește despre înălțarea lui Hristos, vorbește despre darea Duhului Sfânt prin Hristos și vorbește despre faptul că l-a făcut pe Hristos, Domn și Mântuitor. Toată Evanghelia, de la cap și până la coadă, este Dumnezeu revelat în Domnul Iisus Hristos. Eu nu mă duc să le dau oamenilor un Dumnezeu. Că și ei, mulți dintre ei cred în Dumnezeu. Noi mergem să propăduim și credem într-un Dumnezeu care s-a revelat în persoana Domnului Iisus Hristos. Ăsta este al doilea punct foarte important pe care eu îl observ în textul acesta. Al treilea punct, foarte important. Evanghelia prezintă un Dumnezeu care se revelează. Poate ar trebui să faceți lucrul ăsta. Să luați o foaie și să scrieți, să faceți două coloane. Într-o coloană să puneți pe Dumnezeu așa cum îl cunoașteți voi și în cealaltă coloană să puneți tot ceea ce cunoașteți voi despre alți Dumnezei. Și o diferență foarte mare pe care ar trebui să o observați este că Dumnezeul nostru nu este un Dumnezeu obscur, un Dumnezeu misterios, un Dumnezeu care nu știe ce vrea. Nu, un Dumnezeu care te cheamă așa să intri într-o experiență transcendentală, o experiență așa dubioasă, să te întâlnești cu El, dar nu știi exact ce vrea de la tine, ce vrea să spună, ce-i cu El, Doamne, dar te-ai întâlnit cu Dumnezeu. Dumnezeul nostru nu este așa. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care s-a revelat. Un Dumnezeu care s-a revelat. Cum s-a revelat Dumnezeu? Un lucru fantastic. Ăsta este un lucru fantastic în creștinism. Spune așa, versetul 22. Pe Iisus din Nazaret, om a devenit de Dumnezeu înaintea voastră. Uitați-vă ce lucru fantastic a făcut Dumnezeu. Dumnezeu, ca să ia de la oameni, poate scuza aceasta, Doamne, Dumnezeu e undeva departe, ce știm noi, cine e Dumnezeu, unde e Dumnezeu, ce vrea Dumnezeu? Dumnezeu s-a încarnat în persoana Domnului Iisus Hristos și auziți ce spune aici. L-a adeverit înaintea voastră și Dumnezeu în carne și oasă a umblat în fața oamenilor. Eu îl vedeam pe Dumnezeu. Vedeam pe Dumnezeu mâncând, îl vedeam pe Dumnezeu bând, îl vedeam pe Dumnezeu plângând, îl vedeam pe Dumnezeu dormind, îl vedeam pe Dumnezeu umblând, îl vedeam pe Dumnezeu făcând lucruri. A fost înaintea oamenilor. Nu a fost un Dumnezeu misterios. Nu a fost un Dumnezeu ascuns, un Dumnezeu care zice, Doamne, n-am știut ce vrea, n-am înțeles bine, n-am auzit bine ce vrea. Ce-i cu Dumnezeu ăsta? Acum mă trage la răspundere că n-am făcut nu știu ce. Nu a fost un Dumnezeu care s-a revelat. Un Dumnezeu care s-a revelat. Dumnezeul creștinismului este un Dumnezeu care se revelează. Și vedeți? Foarte frumos. Și o diferență iarăși fundamentală. Nu, Dumnezeu n-a trimis un emisar. Nu zic, băi, de unde știu eu că a venit ăsta de la Dumnezeu? Dumnezeu a venit El însuși. Și Hristos a spus, eu și Tatăl una suntem. Ce face Tatăl, aia fac eu. Ce spune Tatăl, aia spun eu. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. A venit El însuși. Înaintea noastră spune, a devenit de Dumnezeu înaintea voastră, auziți, prin minuni, semne și lucrări pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin El în mijlocul vostru, în mijlocul vostru. Uitați-vă la expresiile astea care le folosește. Înaintea voastră, în mijlocul vostru, spune, după cum bine știți, deci omul ăla era în fața ta fără o mână și Hristos, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat întrupat, punea mâna pe El și îi creștea mâna la loc, acolo, într-o fracțiune de secundă. Așa că nimeni să nu poată spune, Doamne, de unde știu eu? Cum zicem noi, mă duru capul, m-a rugat, nu mă mai doare. Nu zic, dar Hristos a făcut niște lucrări care au fost imposibil de contestat, imposibil de contestat. Nu a fost nimeni în vremea de atunci care să conteste că Iisus a făcut minuni. Nimeni n-a fost, nici măcar fariseii care îl urau. Aduceți-vă aminte, când l-a înviat pe Lazar, la un moment dat s-au gândit ăștia, când s-a răspândit vestea că l-a înviat pe Lazar, au zis, Doamne, hai să facem o chestie, îl omorâm pe Lazar și îl omorâm și pe Hristos, ca să nu se răspândească vestea mai departe. Dar ei n-au contestat realitatea învierii pe care a făcut-o Hristos, realitatea minunilor. Și Petru când vine înaintea oamenilor, Petru nu vine cu niște filozofii, cu niște teorii. Dom'le, spun cum să ai o viață fericită. Nu! Petru vine și spune, Dom'le, ți-aduc istorie. Lucrurile astea le-ați văzut voi cu ochii voștri, lucrurile astea le-ați auzit voi cu urechile voastre. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care se revelează de aproape. De aproape. Care a fost în fața oamenilor.
care s-a revelat în fața oamenilor. Al patrulea punct, foarte important. Evanghelia prezintă un Dumnezeu care plănuiește. Aici e un lucru fantastic pe care îl arată Scriptura în versetul 23. Pe omul acesta dat în mâinile voastre, și auziți, da? Vorbește despre moartea lui Iisus. Pe omul acesta dat în mâinile voastre, după sfatul hotărât și după știința mai dinaintea lui Dumnezeu. Voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege. Imaginați-vă, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat și Dumnezeu și om este pe cruce. Și Dumnezeu din cerul, imaginați pe Dumnezeu din cerul, Tatăl, când se trezește. Păi ce se întâmplă? Ăștia mi-o moară fiul. Îngerii, toți acolo, strigarea, sunat din goană, bă, veniți repede. O leacă m-am întors, m-am uitat exact, văd ce se întâmplă, ăștia l-o moară deja. Când așa rapid? Păi în 3 zile imediat. Eu făcut și judecata, l-o sui și pe cruce, gata, o rezolva cu el. Bă, repede jos acolo, murit, n-a murit. Repede coborâți în jos de acolo. Ce s-a întâmplat? A, și-a pus Dumnezeu mâinile în părul lui alb, așa, de cât timp trăiește el? Nu, nu a fost așa ceva. Auziți ce spune Scriptura? Pe omul acesta dat în mâinile voastre după sfatul hotărât și după știința mai dinaintea lui Dumnezeu. A fost un plan al lui Dumnezeu. Dumnezeu nu face lucruri așa spontan. Îi vine ceva Dumnezeu să năzare, ceva Dumnezeu, hai să fac lucruri. Dumnezeu are un plan stabilit din veșnicie pe care l-a pus la lucru și l-a dus la lucru. Și oamenii au crezut că fac un lucru împotriva lui Dumnezeu și împotriva lui Hristos când îl răstignesc, când de fapt ei făceau lucrarea lui Dumnezeu. Făceau planul lui Dumnezeu. Nu a fost nicio crimă mai odioasă, mai oribilă pe planeta asta decât moartea Fiului lui Dumnezeu. N-a fost nimic mai urât și mai odios. Și totuși în cel mai tragic, dar în același timp, în cel mai important moment din istoria Universului și a planetei acesteia, în cel mai important și mai tragic moment, Dumnezeu era în control. Dumnezeu era în control. Este un psalmist care spune că Dumnezeu era pe tronul lui când cu potopul. Imaginați-vă să salvați 8 oameni din toată rasa umană, de pe toată planeta. Toată planeta este inundată de apă și la fel Dumnezeu, bă, eu am dat ploaie, dar am uitat să oprez robinetul. Cât mai trăiesc? Vă 8? Aoleu! Ești vă femeie pe acolo, sper pe toată în rasa umană. Dumnezeu nu a fost așa. Spune când era cu potopul, Dumnezeu era pe tron. Dumnezeu nu abdicase, Dumnezeu nu plecase între timp. Dumnezeu nu a spus, bă, nu știu ce se întâmplă, lucrurile au scăpat de sub control. Cum aș putea să opresc ploaia? Ce s-a întâmplat? Când s-a întâmplat cel mai tragic eveniment din istoria Universului, Dumnezeu era în control. Vă fac o aplicație practică. Mulți dintre noi și voi, și nu știu dacă este vreun om care nu-și pune întrebarea asta vreodată, în special în mijlocul suferinței. Unde este Dumnezeu? Unde este Dumnezeu? Știți unde este Dumnezeu? Este un frate în biserica în care eu slujesc, care a murit copilul preferat într-un accident din motocicletă. L-a văzut mort acolo pe șosea. Și trece de câteva zeci de ori, când am plecat acum, am venit în Moldova, de câteva zeci de ori mi-a zis, trec în fiecare zi pe acolo și nu este zi în care să nu mă gândesc de câteva zeci de ori la moartea lui. Și este deja vreo 3 ani. Și am întrebat, unde a fost Dumnezeu atunci? Unde a fost Dumnezeu? Unde a fost Dumnezeu când a lăsat un copil care mergea regulamentar, unul n-a dat prioritate și l-a făcut zob? Unde era Dumnezeu? Unde credeți că era Dumnezeu? Acolo era. Știți unde era Dumnezeu? Exact unde era când a murit fiul lui. Exact acolo era. Exact cum acolo era. Dumnezeu nu pierduse lucrurile de sub control. Faptul că noi nu putem explica toate evenimentele rele, asta nu înseamnă că Dumnezeu nu este în control. Și aș vrea să vă dau următoarea siguranță. O să vă puneți întrebarea asta. Fără doar și poate. O să vă puneți întrebarea asta. De ce a lăsat Dumnezeu lucrul ăsta? Sau unde este Dumnezeu acum? De ce a lăsat Dumnezeu lucrul? Nu pot să spun. Dar vreau să spun altceva. Dacă Dumnezeu a putut să întoarcă în bine cel mai tragic eveniment din istoria Universului, moartea fiului său, persoana cea mai frumoasă, cea mai prețioasă pentru Dumnezeu a murit. N-a mai fost nimeni ca el. Și nu va mai fi. Dacă Dumnezeu a putut să schimbe cel mai tragic eveniment din istoria Universului în bine, spre binele nostru, cu siguranță Dumnezeu va putea să schimbe toate evenimentele tragice din viața noastră spre binele nostru. Credeți lucrul ăsta? Asta spune Sfânta Scriptură. Dumnezeu întoarce lucrurile și schimbă lucrurile și face ca toate lucrurile să lucreze spre binele celor ce iubesc pe el. Asta e un lucru fantastic pe care îl face Dumnezeu în mijlocul suferinței și a necazului și a turburărilor și a frământărilor pe pământul acesta cu fiecare dintre cei care îl iubesc pe el. Poate să se întoarcă lucrurile spre binele nostru. Atunci nu vezi, atunci nu înțelegi, n-au înțeles nici ce nici că l-au văzut pe Hristos atârnat acolo. Dar după aia au înțeles, Dumnezeu le-a explicat, după aia au înțeles. Evanghelia prezintă un Dumnezeu care plănuiește, Dumnezeu are un plan. Cu asta ne ducem la oamenii. Ne ducem la oameni cu un plan pe care l-a făcut Dumnezeu și l-a pus în acțiune și l-a îndeplinit și l-a finalizat în persoana Domnului Iisus Hristos. Nu ne ducem cu niște propuneri, nu ne ducem cu niște speculații, nu ne ducem cu niște idei pe care le are un Dumnezeu capricios, da? Legendele astea arată, un Dumnezeu capricios se supără și îl lovește pe unul, o adusă la libațiile care le trebuie, jertfele care le trebuie, îi trece. Poți să trăiască cum vrea el, îi trece. Domnule, mi-a trecut supărarea.
După aia iar l-apucă ceva. Iar mai face o trăsnă, iar mai face o nebunie, iar mai trimite pe pământ nu știu ce. Dumnezeu nu este așa. Dumnezeu nu este așa. Dumnezeu are un plan care este revelat foarte clar în Sfânta Scriptură. Al cincilea punct. Dumnezeu este un Dumnezeu care... Și Evanghelia ne prezintă un Dumnezeu care știe ce este moartea. Dumnezeu care știe ce este moartea. Și vreau să vă spun un lucru. Nu știu exact ce autor spunea. Orice filozofie sau orice teologie care nu poate să explice într-un mod satisfăcător moartea, nu merită să fie ascultată. De ce? Pentru că moartea este, nu, zice noi, cel mai tragic eveniment din viața noastră. Ce poate fi mai tragic decât să pună capăt la tot? La toate speranțele tale, la toate visele tale, la absolut tot. S-a terminat totul și afacerile tale și mecheriile tale și deșteptăciunea ta și inteligența. Totul s-a finalizat atunci. Scurt pe doi. O teorie care nu oferă o explicație acestei tragedii a morții nu merită să fie ascultată. Nu merită să fie ascultată. Ce explicație ne oferă Evanghelia? Ascultați ce explicație ne oferă Evanghelia. Evanghelia ne oferă următoarea explicație cu privire la moarte. Zice, pe omul acesta dat în mâinile voastre după sfatul hotărât și după știința mai dinainte a lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege. Și iarăși revin la întrebarea, unde este Dumnezeu când moare cineva? Știți unde este Psalmul 23, un psalm care îl știu majoritatea oamenilor care au tangență cu religia. Zice, chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, că știu ești cu mine. Dumnezeu e acolo. Dumnezeu e acolo. Dumnezeu e acolo. Dumnezeu este în controlul morții. Dumnezeu a controlat moartea fiului său, a controlat-o. Mie unul mi-ar plăcea să fiu cu un astfel de Dumnezeu. Un Dumnezeu care știu și dacă trec prin valea umbrei morții, că mor eu sau trece altul pe acolo. Chiar dacă ar fi să trec pe acolo, cineva drag mie sau chiar eu însumi mi ajung în situația aceea. Mi-ar plăcea să am un Dumnezeu care este în controlul morții. Mi-ar plăcea să știu că Dumnezeul meu nu există nici măcar un inamic care să-l poată birui pe el. Oricât de mare ar fi acesta. Chiar și moartea. Un Dumnezeu care este în controlul morții. Evanghelia prezintă un Dumnezeu care știe ce este moartea. Dumnezeu nu doar este în controlul morții, Dumnezeu știe ce este moartea. Dumnezeu este într-o părtășie și a fost într-o unitate perfectă cu Fiul Său. Eu nu pot să vă spun și să vă explic foarte clar, așa filozofic, cum Dumnezeu l-a părăsit pe Iisus Hristos. Dar Dumnezeu a simțit și a știut ce înseamnă ca Iisus Hristos să moară. Pentru că era într-o părtășie perfectă. Dumnezeu știe ce este moartea. Dumnezeu știe ce este suferința. Așa se le-a pun. Evanghelia prezintă un Dumnezeu care ne confruntă. Îmi place chestia asta. În biserica în care eu sunt, sunt oameni adunați de prin toate satele din jur. Nu știu dacă există vreun mesaj ca un om să vină să-mi spună, să-ți transmită, că nu vine niciun direct să-mi spună. Să-mi transmită, domnul, mi-a plăcut cuvântul ăla, lui ăla nu mi-a plăcut cuvântul ăla, lui ăla nu mi-a plăcut cuvântul ăla, nu mi-a plăcut că ai spus prostie, nu mi-a plăcut că ai spus idiot, nu mi-a plăcut că ai spus ăla, nu mi-a plăcut. Și s-ar putea să nu fi plăcut. Mie, chiar dacă pe cei mai mulți dintre ei accept și încerc să schimb lucrurile alea care mi le spun dacă n-au foarte mare importanță și să folosesc sinonime. Așa mi-îmbogățesc vocabularul. Știți ce e frumos la Dumnezeu? Dumnezeu nu ne menajează. Dumnezeu nu ne menajează. Dumnezeu nu vine și să spună, tu ești un băiat bun, tu ești un băiat drăguț, mai faci lucruri rele, dar în rest ești un băiat tare fain, tare fain, m-a plăcut dintotdeauna de tine. Dumnezeu nu este așa. Ascultați ce spune Petru. Petru spune așa, voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege. Nici o menajare, nimic, scur pe doi, bă, ăștia sunteți voi. Sunteți niște criminali. Asta sunteți, sunteți niște criminali. Sunteți evrei, vă considerați din poporul lui Dumnezeu, dar sunteți criminali. Și măcar dacă l-omorați voi, dar l-ați omorât și prin mâna celor fără de lege, prin mâna neamurilor, prin mâna nelegiuiților. Bă, v-ați folosit și de alții, l-ați trădat, l-ați vândut pe Hristos fără pată, un om fără greșeală, care a venit de la Dumnezeu, care a făcut lucrurile alea minunate. Toți ați beneficiat de pe urma lui. Și l-ați omorât ca niște nenorociți, ca niște mizerabili. Sunteți niște criminali toți. Nu i-am menajat. Nu i-am menajat. Când ajungem la Evanghelie, nu trebuie să ne temem să spunem oamenilor adevărul pe care spune Evanghelia despre ei. Când vorbim despre o veste bună, Evanghelia este o veste bună. Evanghelia este o veste bună doar dacă există o veste rea înainte. Chiar dacă există o veste rea înainte. Un doctor nu ți-aduce o veste bună și spune, domnule, te pot vindeca de cancer. Spune, da, du-și te plimbă, n-am cancer, nu mă interesează chestia asta. Du-te la cineva care are cancer, pe mine nu mă interesează lucrul ăsta, înțelegi? Dar dacă tu ai avea cancer în fază terminală și ar veni unul și să spună, domnule, te pot vindeca de cancer, fără să distrug viața. Poți să te vindeci de cancer. Atunci pentru tine vestea aceea are foarte mare importanță. Și nu o să te superi că doctorul când îți spune că ai cancer, nu o să te superi că doctorul spune că ai cancer. Nu o să te superi pentru că are o soluție pentru tine. Ai vrea ca doctorul să spună adevărul. Și vedeți, lucrul acesta nu-l aplicăm de foarte multe ori în dreptul lui Dumnezeu. Sau în dreptul oamenilor care spun adevărul despre noi.
Preferăm mai degrabă uneori să ne se spună minciuni. Ești așa, ești așa, ești așa și te simți așa bine. Mă, îmi place cu ăștia. Ăștia spun foarte multe lucruri bune despre mine. Dumnezeu nu este așa. Dumnezeu spune adevărul despre noi. Dumnezeu ne confruntă. Dumnezeu nu este un Dumnezeu care să poată fi mituit, fraierit, șmecherit sau ce mai vreți dumneavoastră. Dumnezeu este un Dumnezeu care ne spune adevărul. Și oamenilor acestora le spune adevărul. Evanghelia ne prezintă un Dumnezeu care confruntă. Și asta este un lucru foarte important. Când mărturisim Evanghelia, o Evanghelie care nu confruntă omul cu starea lui. Este o Evanghelie fără valoare. De ce ar accepta la Evanghelia ta? Ce să facă cu ea? Decât ar accepta-o și ar vedea-o importantă doar dacă mai înainte el a înțeles nevoia pentru Evanghelia aceea. Nevoia pentru Evanghelia aceea. Spuneam dimineață la Fălticeni, aduceți-vă aminte puțin de istoria asta cu Titanicul. E tare amuzantă să spune când o lovit icebergul ăla, ăștia încă dănțuiau acolo, mai dănțuie câteva minute după. Că nu s-au înclinat. Oamenii se simțeau bine. Ăla era spart, ăla urma să se scufunde. Niciunul nu a fugit la vestele și la bărcele de salvare. Niciunul dintre ei. De ce? Că nu știau. Că nu știau. În momentul și în clipa în care li s-a făcut descunoscut că Titanicul se prăbușește, că Titanicul se scufundă, când li s-a făcut de cunoscut asta, s-a instalat o nebunie instantă pe vasul respectiv. De ce? Că oamenii au aflat vestea rea. Cât timp noi nu spunem oamenilor prin Evanghelie, domnule, vă aflați într-o stare extrem, extrem, extrem de periculoasă. E la mijloc veșnicia voastră, e la mijloc destinul vostru, e la mijloc sufletul vostru. Cât timp nu spunem oamenilor, eu nu zic că adevărul ăsta e plăcut. Nu este plăcut, dar este adevăr și au nevoie. Cât timp nu le vor spune oamenii nu vor fugi la salvarea și la mântuirea pe care aceeași Evanghelie o prezintă. Aceeași Evanghelie o prezintă. Trebuie să le spunem oamenilor. Vasul ăsta pe care ne aflăm noi acum, lumea aceasta o să scufunde. O să distrugă într-o zi. O să distrugă. Biblia spune că o să distrugă. Oamenilor trebuie să le să spună lucrul acesta, că dacă nu sunt salvați prin Iisus Hristos, o să fie și distruși odată cu ea. Este prima veste pe care o dăm prin Evanghelie. Dumnezeu confruntă în Evanghelie. Asta face Dumnezeu. Și Evanghelia ne prezintă un Dumnezeu care ne confruntă. Evanghelia îmi prezintă un Dumnezeu care este vrednic de încredere. Vreau să vă uitați cu mine la versetul 30-31. Zice așa. Despre învierea lui Hristos a prorocit și a vorbit el când a zis că sufletul lui nu va fi lăsat în locuința morților și trupul lui nu va vedea putrezirea. Știți care este una dintre cele mai grele munci pe care le are de făcut un ateu cu Biblia? Să-i explice cum sute de profeții care au fost făcute în Scriptură s-au împlinit cu lux de amănunt. Explică lucrul ăsta. Nu chestii generale. Nu chestii care ar putea să le interpreteze în 10 feluri, în 15 feluri. Nu, domnule, ci lucruri spuse de Dumnezeu cu sute de ani înainte și care sunt dovedite cu lux de amănunt. Să explici cum documente care pot fi testate istoric s-au făcut profeții în documentele alea și s-au împlinit după sute de ani. Cu lux de amănunt. Cu lux de amănunt. Asta știți ce ne arată noi? Că Dumnezeu nostru este un Dumnezeu vrednic de încredere. Un Dumnezeu care trebuie luat în serios. Un Dumnezeu care vorbește și un Dumnezeu care împlinește. Și când Dumnezeu îți promite veșnicia, ți-o dă. Când Dumnezeu îți promite mântuirea, ți-o dă. Când Dumnezeu îți promite eliberarea, ți-o dă. Când Dumnezeu îți promite iertarea, ți-o dă. Un Dumnezeu pentru care îți poți risca întreaga viață. Dacă Dumnezeu nu e vrednic de încredere, nu merită să riști nimica pentru El. Acum, știu că Dumnezeu e vrednic de încredere. Știu că Dumnezeu e vrednic de încredere pentru că a lăsat într-o Biblie sute de profeții care s-au împlinit cu lux de amănunt. Și atunci pot să le iau pe Dumnezeu ăsta în serios și să-mi risc viața întreagă pentru cuvintele pe care le-a lăsat acolo. Să-mi risc veșnicia, să-mi risc destinul sufletului, să refuz toate celelalte filozofii și teorii și să primesc ceea ce spune Dumnezeu. Pentru că este vrednic de încredere. Pentru că ceea ce a spus s-a împlinit cu lux de amănunt. Evanghelia prezintă un Dumnezeu care este vrednic de încredere și ar trebui, într-un fel, să cunoaștem lucrurile acestea care le-a spus Dumnezeu și care s-au împlinit. Pentru că asta este credibilitatea pe care o dă Dumnezeu în Evanghelia Lui. Și Petru, vorbește în locul acesta despre prorocii pe care le-a făcut Dumnezeu și care toți evreii din locul acela le cunoșteau. Că ăștia mâncau Biblia, o știau. Ăștia știau toate profețiile. Și n-au mai avut nimic să spună lui Petru. Ce să spună? Când toate profețiile alea care s-au făcut în Vechiul Testament s-au împlinit în Iisus Hristos, ce să spui? Stai gură cască, primești, asculți și te supui. Asta poți să faci. În al 8-lea rând, Evanghelia ne prezintă un Dumnezeu care este viu și înviat. De la versetul 24, cea mai lungă secțiune din predica asta lui Petru care vorbește despre învierea lui Iisus Hristos. Știți ce e foarte important? Dumnezeul nostru nu este un Dumnezeu al vieții. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al învierii. Este foarte important. Dumnezeul nostru nu este doar un Dumnezeu al vieții, ci este un Dumnezeu al învierii. De ce e important? Că viața avem și acum. Problema este că vine moartea.
Și iarăși ajungem la ceea ce am spus mai înainte. Ce explicație dăm noi pentru moarte? Noi trecem prin moarte. Vestea bună pe care o aduce Evanghelia este o veste bună a învierii, că Dumnezeul nostru dă înviere, Dumnezeul nostru învie. Dumnezeul nostru în ce sens controlează moartea? Controlează moartea în sensul că te lasă să treci prin ea, dar dincolo de ea ai viață. Că Dumnezeu poate să te învieze. Și de unde știu eu că Dumnezeu poate să mă învieze? Cea mai mare demonstrație a fost în învierea Domnului Iisus Hristos. Au testat atâția oameni, au fost acolo, l-au văzut pe Iisus Hristos viu. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al învierii, un Dumnezeu al vieții. Evanghelia prezintă un Dumnezeu al învierii. Nădejdea pe care noi o dăm oamenilor nu este o nădejde doar pentru pământul ăsta. Veniți la noi, o să fie bine, o să fie frumos, vedeți ce frumos cântăm noi. Sunteți profesioniști, vedeți ce facem noi. Nu. Noi când prezentăm Evanghelia oamenilor, prezentăm un Dumnezeu care înviază. Un Dumnezeu care dă viață spirituală, un Dumnezeu care dă viață fizică, dar un Dumnezeu care dă viață veșnică. Ăsta este Dumnezeul nostru. Un Dumnezeu al învierii, un Dumnezeu al vieții și al învierii. Evanghelia prezintă un Dumnezeu care abilitează oamenii și ajunge la versetul 33. Foarte frumos. Și acum, odată ce s-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu și a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, a turnat ce vedeți și auziți. Și dacă ați fost poate la celelalte discuții despre umplerea, botezul cu Duhul Sfânt, primirea Duhului Sfânt și așa mai departe, ăsta este un lucru fantastic în creștinism. Și asta diferențiază creștinismul de toate religiile care există pe planeta asta și asta diferențiază chiar în interiorul creștinismului denominație de denominație. Că Evanghelia adevărată proclamă un Dumnezeu care abilitează oamenii. Dumnezeu nu spune, te-am mântuit, te-am iertat de păcatele tale, acum să te văd, tată, ce faci? Hai! Eu te-am iertat, acum să te văd și pe tine, fă și tu ceva! Crezi așa că chiar intri în cer cum vrei tu? Fă, tată, ceva! Chinuie-te și tu, strofacă-te și tu, văd puțină transpirație spirituală la tine. Că ai făcut ceva, că ai încercat, că te-ai rugat, că te-ai târâi pe jos, ai făcut ceva. Dumnezeu nu este așa. Nu este așa Dumnezeu. Dumnezeu ne cere să facem foarte multe lucruri și aici trebuie să vedem de ce Dumnezeu nu ne descurajează. Dumnezeu ne cere foarte multe lucruri. Uitați, Biblia asta e destul de mare. Bine, are ea ceva explicație, dar e Biblie. Ne cere Dumnezeu foarte multe lucruri. Vestea bună este că Dumnezeu ne cere să facem lucrurile alea prin puterea Lui. Asta este vestea bună. Vestea bună este că Dumnezeu ne dă ceea ce Dumnezeu ne cere în Sfânta Scriptură este dincolo de toate puterile noastre adunate la un loc. Nu putem să împlinim nici măcar o singură poruncă din Scriptură fără puterea lui Dumnezeu. Pentru motivul ăsta, Evanghelia propovăduiește și proclamă o coborâre a Duhului Sfânt care a venit să ne abiliteze. Eu am auzit de foarte puține ori la evanghelizări predicându-se despre Duhul Sfânt. De ce? Cu oamenii se gândesc că la evanghelizări trebuie să predici că Iisus Hristos a murit pentru tine, dacă îl primești pe Iisus Hristos, s-o ierta păcatele, mergi în ceruri, bine mersi, slavă Domnului, aleluia. Dar nu este doar așa. Lucrurile astea se întâmplă. Dar în Evanghelie trebuie propovăduit această trimitere, această bogăție, acest dar al Duhului Sfânt. El este singurul prin care putem să trăim viața asta pe pământ, așa cum Dumnezeu vrea să o trăim. Poate mulți dintre voi care sunteți aici vi s-au spus de foarte multe ori la Harmony. Și bine că vi se spune lucrul ăsta. Despre eliberare. Despre o viață trăită în biruință. Despre o viață trăită în sfințenie. Și te gândești, bă, am încercat și eu chestiile alea, dar n-am reușit. Secretul stă nu în ceea ce reușești tu, nu în ceea ce faci tu. Iarăși ne întoarcem la titlu, da? La esență. Evanghelia este Dumnezeu. Evanghelia este Dumnezeu Tatăl care a plănuit toate lucrurile. Evanghelia este Domnul Iisus Hristos în care Dumnezeu a făurit și a procurat mântuirea. Evanghelia este Duhul Sfânt care vine pe tine și te abilitează să trăiești așa cum Dumnezeu vrea să trăiești. Asta este Evanghelia. Asta ne dă Dumnezeu în fiecare zi. Asta vrea să ne dea Dumnezeu în fiecare zi. Niciodată n-ar trebui să schimbăm mesajul ăsta. Niciodată n-ar trebui să renunțăm la el. Niciodată n-ar trebui să-l punem în obscuritate. Apostolul Pavel spune în 1 Corinteni 15, zice, Evanghelia pe care v-am propovăduită, aceeași Evanghelie vă aduc și acum. În ea suntem mântuiți, dacă rămânem în ea. Aceeași Evanghelie. Evanghelia este aceea care ne predică și ne proclamă și ne prezintă un Dumnezeu care abilitează oamenii. Evanghelia este aceea care ne prezintă, în al 10-lea rând, un Dumnezeu deasupra tuturor vrăjmașilor săi. Ăsta e un lucru fantastic. Auziți? David nu s-a suit în cerul, ci el singur zice, Domnul a zis Domnului meu, Dumnezeu, Tatăl îi zice lui Dumnezeu Fiul, șez la dreapta mea când l-o înălța la ceruri, până ce voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Știți în ce perioadă trăim noi istorică? Istoric vorbim. Noi trăim în perioada aceasta istorică de la înălțarea lui Iisus Hristos de acum 2000 de ani până la întoarcerea lui Iisus Hristos. În această perioadă, înălțarea lui Hristos, întoarcerea lui Hristos, se întâmplă ceva. Ce se întâmplă? În perioada aceasta, Dumnezeu Tatăl îi pune toți vrăjmașii lui Iisus Hristos sub picioarele lui. Adică, e o imagine folosită, adică îl face pe Iisus Hristos autoritate și este autoritate de plină peste tot universul acesta. Așa că, în momentul în care l-ai primit pe Iisus Hristos, care este autoritate finală de plină asupra tuturor lucrurilor, asupra tuturor domniilor, stăpânilor, demonilor, asupra îngerilor buni sau răi,
Dacă ai intrat, Hristos a intrat în viața ta, tu ești în Domnul Iisus Hristos, automat tu ești scos deasupra tuturor vrășmașilor tăi. Asta este Evanghelia noastră. Un lucru extrem de practic. Nu există demon, stăpânire, puterea întunericului care există pe planeta asta sau universul ăsta care să facă ravagii și care să nu fie supusă lui Iisus Hristos. Așa că în momentul în care te-ai întors la Iisus Hristos, ai ieșit de sub autoritatea oricărei domnii, oricărei stăpâniri, oricărui demon, oricărei puterea întunericului. Ce mai vreți voi să inventați? De ce? Că Iisus Hristos este deasupra tuturor. Și asta face Dumnezeu acum și eu mă rog în seara asta. Poate unii dintre voi vă simțiți sub o astfel de domnie, sub o astfel de stăpânire, sub o astfel de putere a întunericului. Hristos este acela care te poate ridica, te poate scoate de acolo. Hristos poate să facă lucrul ăsta. Asta face Hristos. Asta este lucrarea. Trăim în perioada asta în care Dumnezeu vrea să facă ravagii în împărăția diavolului. Vrea să facă ravagii în împărăția diavolului și face ravagii în împărăția diavolului. Asta este Evanghelia noastră. Asta este mesajul cu care ne ducem la oameni. Oamenii se confruntă cu o grămadă de situații și cu o grămadă de stări, cu o grămadă de evenimente și de circumstanțe, oamenii în care nu pot să facă nimic acolo. Eu cu ce mă duc la el? Și spun, bă, tată, ieși de acolo. Vine la Hristos. Nu, noi ne ducem cu mesaj că Hristos îi scoate de acolo. Că Hristos îi scoate de acolo. Eu trebuie să-l strig, eu trebuie să-l chem. Hristos mă scoate de acolo, el mă ridică de acolo. Și asta poate să fac acum aici. Este o evanghelie actuală, este o evanghelie practică, este o evanghelie pentru acum. Este o evanghelie pentru aici. Un Dumnezeu care este deasupra tuturor vrășmașilor. Asta e o diferență fundamentală între Dumnezeu, între evanghelia noastră și celelalte religii din lume. Da? Auziți, legende, mituri, Dumnezei care se luptă între ei, zei care se luptă între ei, ăla l-a lobiruit pe ăla odată, ăla l-a lobiruit pe altceva. În creștinism nu există așa ceva. În creștinism este un Dumnezeu care e pe tron și care controlează toate lucrurile. În seara asta poți să experimentezi lucrul ăsta. Încă o dată. Poate l-ai experimentat, poți să-l experimentezi încă o dată. Poate nu l-ai experimentat niciodată, poți să-l experimentezi acum. Un Dumnezeu care îți demonstrează practic acum pe loc că este un Dumnezeu care face pur și simplu distruge orice lucrare a întunericului din viața ta. De orice fel ar fi, de oricât timp ar fi. Auziți ce spune? Până ce voi pune pe vrășmașii tăi sub picioarele tale. În final, Evanghelia prezintă în alungi până la rând un Dumnezeu care dă mântuirea. Versetul 36 spune așa. Să știe bine, dar toată casa lui Israel că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi. Hristos este unsul. Hristos este unsul. Asta înseamnă cuvântul. Cel uns de Dumnezeu, cel pregătit de Dumnezeu ca să aducă mântuirea. Asta este Hristos. O Evanghelie fără mântuire nu este Evanghelie. Eu m-am săturat, sincer să vă spun, să aud predicat la evanghelizări ceea ce trebuie să facă oamenii. Nu asta e Evanghelia. Evanghelia este aceea care predică ce a făcut Hristos pentru noi, ce a făcut Dumnezeu în Hristos pentru noi, un mântuitor. Să aduce o veste bună omului, că există eliberare, că există iertare, că există o viață nouă, că există sfințire, că există veșnicie cu Dumnezeu. Și în final Evanghelia prezintă un Dumnezeu care domnește. Auziți ce spune aici? Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi. Și ce nu trebuie să pierdem din vedere în final? Este adevărat, când îl primești pe Hristos, când crezi în Hristos, Hristos vine în calitate de mântuitor și face curățenie în viața ta. Și te iartă, și te eliberează, și te face liber, și te simți liber, și ești liber cu adevărat. Știți care este punctul în care falimentează foarte mulți oameni? Foarte mulți oameni se poticnesc la punctul în care Hristos vine cu responsabilități. Spune, domnule, mi-a plăcut chestia cu iertarea păcatelor, mi-a plăcut chestia aia cu mă duc în cer, mi-a plăcut chestia aia cu am scăpat de diavolul, de toți demonii lui, mi-a plăcut chestia aia cu am scăpat de toate chinurile care le-am avut până atunci, toate mustrările și procesele de conștiință, mi-a plăcut toate chestiile. Mi-a plăcut chestia aia cu vindecările în special, mi-a plăcut chestia aia cu cerul că nu mai duc în iad, mi-a plăcut lucrurile astea. Dar chestia aia cu responsabilitățile și cu pretențiile lui Hristos nu prea mi-a plăcut. Hristos întotdeauna când intră în viața unui om, intră în calitate de domn. Și trebuie oamenii să audă lucrul ăsta la evanghelizare. La evanghelie. Când îi spui Evanghelia omului. Să știe omul că în momentul în care vine la Dumnezeu, Dumnezeu are dreptul să-și impună toate pretențiile lui în viața lui. Și eu n-am dreptul câteodată așa oftica să spun, bă, dar eu n-am știut că Dumnezeu chiar are pretenții noastre la mine. Eu n-am știut că Dumnezeu vrea să facă ordine în viața mea. Eu n-am știut că Dumnezeu vrea să-și bage nasul în banii mei. Eu n-am știut că Dumnezeu vrea să folosească de banii mei ca să-și ducă lucrarea lui la îndeplinire. Eu n-am știut că Dumnezeu vrea să folosească de timpul meu ca să-și ducă el împărăția mai departe. Eu n-am știut că Dumnezeu vrea să folosească mașina mea, dar cine plătește uzura, tată? Eu n-am știut că Dumnezeu vrea să folosească de casa mea, casa mea e a mea. Eu am crezut că Dumnezeu nu m-a venit să toarne așa ca un moș Crăciun bătrân, plin de bunătate, vine să toarne carul cu binecuvântări la mine și își vede de viața lui după aia și mă las pe mine să trăiesc cum vreau eu. Eu n-am știut. Nu spune că Dumnezeu l-a făcut Domn și Hristos. Hristos vine în calitate de mântuitor la noi, dar vine și în calitate de domn. Unul care vine și îți prezintă
responsabilități, unul care vine și spune, asta e viața pe care vreau să o trăiești și adevărul este următorul, dacă l-ai primit pe Hristos ca mântuitor și dacă Hristos ți-a transformat viața, nu vei avea niciun fel de obiecții în fața pretențiilor lui. Dacă cu adevărat ai văzut frumusețea lui Hristos, dacă cu adevărat Dumnezeu a turnat acea dragoste pentru Hristos în inima ta, dacă cu adevărat Dumnezeu ți l-a pictat, ți l-a arătat pe Hristos sufletului tău așa cum este el în realitate, niciodată nu vei avea ceva de obiectat în fața lucrurilor pe care ți le vor spune Hristos. Oamenii sunt deranjați și oamenii vor fi deranjați de pretențiile pe care le vom prezenta, pe care Hristos le are față de oameni. Nu e nicio problemă, asta este Evanghelia. Altceva nu avem dată la schimb. Și nu trebuie să ciuntim niciodată din Evanghelie. Că știți de ce? Omul vine. I-ai spus că e iertare, eliberare, vindecare și toate chestiile care sunt adevărate. Omul vine. În momentul în care îi prezenta pretențiile, foarte mulți dintre ei vă spune, bă, nu-mi place treaba asta. Nu-mi place. Să dăruiesc eu, să mă dau pe mine, să dau din lucrurile pe care le am, să dau din viața mea. Și nu numai atâta. Când Biblia spune că Hristos este Domn, Hristos este un Domn absolut. Hristos nu spune, uite, asta e viața ta, ai aici 200 de domenii. Mă bag doar în 5 domenii din viața ta, restul faci ce vrei tu. Nu. Hristos bagă și prin dulapul tău, spune asta, nu-i cum trebuie. Hristos bagă și în banii tăi, și în conturile tale, și în timpul tău, și în afacerile tale, și în prieteniile tale, în tot se bagă Hristos. Și o face ordine. Și o face ordine. Așa cum vrea El, așa cum îți spune El. Și cuvântul lui Dumnezeu este acela care îți arată ce vrea Hristos. Asta este Evanghelia. Asta este Evanghelia. Eu cred că este o Evanghelie extraordinară. Cred că este o Evanghelie cu care ne putem duce înaintea oamenilor. Cred că este singura Evanghelie și singurul mesaj care poate și face cu adevărat în viața oamenilor schimbări și transformări. Schimbările alea și transformările alea pe care Dumnezeu vrea să le facă. Dumnezeu să vă binecuvânteze, să iubiți Evanghelia asta, să trăiți Evanghelia asta, adică să o experimentați, că o trăit-o altcineva înaintea noastră, Domnul Iisus Hristos, și să o dați și la alții. Amin.